Sectorul 5 al Bucureștiului este poate cel care aduce cea mai mare provocare viitorului edil, pentru că o vizită în sectorul 5 înseamnă o schimbare de peisaj brutală de la o zonă la alta. L-am însoțit pe candidatul ALDE la primăria sectorului 5, Ion Valentin Voicu, în câteva cartiere sensibile. În vârstă de 31 de ani, Valentin Voicu, de profesie inginer în industria alimentară, este acum consilier general al municipiului București, iar anterior a fost consilier local la sectorul 3. Este hotărât să ofere o altfel de imagine sectorului 5, alta decât cea pe care am găsit-o noi pe strada Ghidigeni. În ultimii 20 de ani, investițiile au fost lăsate pe ultimul loc. Eu stau pe o stradă fără canalizare, fără asfalt, din sectorul 5. Care în acte apare ca asfaltată la primăria sectorului 5. În acest moment această stradă se află la primăria capitalei și este un proiect în derulare pe fonduri europene pentru obținerea finanțării. Din strada Ghidigeni, în strada Osiris, dominată până în luna ianuarie de o imensă groapă de gunoi, după mai multe demersuri, Valentin Voicu a reușit să-i ajute pe locuitorii acestei zone să scape de acel foc de infecție. Era o groapă care mirosea și foarte urât. Aveam mulți șobolani acolo, chiar dacă este o zonă defavorizată acolo. Este o zonă foarte defavorizată. Fiecare cetățean este important. Cum arăta acum câteva luni? Vai, de dezastru mă arăta. Eram nenorociți cu copii, cu tot. Era focarul după lume aici. Cât casele erau mormanile astea de gunoi. Imediat, Valentin Voicu a fost înconjurat de locuitorii acestei zone, conștienți de ajutorul oferit în lunile trecute și ar mai dori ceva de la candidatul ALDE. Parc pentru copii. Ca să fie copii, să nu mai plece copiii cât mai departe. În zona Rahova, nevoia de reabilitare a locuințelor este extrem de vizibilă. Suntem la 5 minute de Palatul Parlamentului, în spatele pieței Rahova. Din păcate, acest sector, sectorul 5, această zonă, de 20 de ani nu s-a dezvoltat. Vedem în spatele meu blocuri care nu au fost reabilitate. Această zonă este un pericol public pentru cei care locuiesc aici. Am făcut un apel la toți să nu mai accepte acea mită electorală care se dă de fiecare dată la alegeri. Toți cei care s-au perindat pe la primăria sectorului 5 au avut alte treburi. Nu binele cetățenilor. Valentin Voicu vine cu soluții concrete. Un proiect pe care l-am propus încă din luna februarie este ca în fiecare zonă și pe fiecare stradă să facem acele pubele îngropate. Să scăpăm de acele pubele de plastic pe care le găsim și de asta am făcut acel apel, pe care le găsim la fiecare intersecție. Nu ne ajută cu nimic acele pubele. Noi avem nevoie de pubele îngropate pentru păstrarea curățeniei și, bineînțeles, poliția locală a sectorului 5 să își facă treaba. Trebuie să aplice amenzi către toate persoanele care sunt certate cu bunul simț. Spațiile verzi sunt și ele o prioritate pentru candidatul ALDE la primăria sectorului 5. Este nevoie nu doar la nivelul sectorului 5, este nevoie la nivelul municipiului București de spații verzi. Zonele și străzile vor trebui reconfigurate. Va trebui să facem și locuri de parcare unde ne permite și să facem și spațiile verzi. Și acest parc, parcul Pecineagă, este considerat spațiu verde și după cum vedem este doar pământ. În Rahova am văzut că s-a pus gazon pe linia de tramvai. Din păcate acel gazon nu este întreținut, nu se udă când ar trebui ca să reziste. Am văzut că este uscat. Am văzut lucrarea de pe șoseaua Alexandriei, lucrare făcută anul trecut și din păcate nu mai este spațiu verde acolo. S-a degradat și acea lucrare și spațiu verde. Așadar, cuvântul de ordine pentru sectorul 5 îl reprezintă investițiile, pentru ca zona să devină una demnă de o capitală europeană a secolului 21.